Această întâmplare a avut loc atunci când părinții mei în sfârșit au reușit să cumpere casa mult dorită. Au muncit destul de mult ca să-și o permită. Era într-un cartier nou departe de zgomotul orașului cu 30 de case și cu o stradă privată. Aveam și pază, era o casă medie, nici de lux, dar nici de sărăcie. Însă ce era cel mai important era că era o zonă sigură. Doar câteva case erau locuite atunci când ne-am mutat. Câteva săptămâni, înainte să ne mutăm, am cunoscut un băiat pe un grup de anime pe care îmi plăcea mie să îmi pierd timpul. Și chiar dacă nu aveam prieteni comuni, ne înțelegeam de minune. Nu era din partea mea de oraș, era din partea cealaltă și într-o zi m-a invitat să ne cunoaștem în persoană, nu doar online. Dar cum nu aveam chef să mă duc în centrul orașului, cu atât mai puțin în cealaltă parte a orașului i-am spus că dacă se apropie de casa mea, o să merg să ne vedem cu plăcere. I-am povestit de un centru comercial ce era proaspăt deschis, nu departe de noul cartier. Sigur, acolo aveau ceva deschis ca să bem sau să mâncăm ceva. A acceptat să ne vedem aici sâmbăta viitoare. Mie, un pic la fix, tata lucra, iar mama trebuia să meargă la o petrecere aproape de casa unde am locuit înainte. A venit sâmbăta și s-a făcut ora șase, până la centrul comercial. Făceam pe jos vreo 20 de minute, așa că m-am hotărât să merg pe jos. Dar chiar când am ieșit, mi-a tras atenția o siluetă ce era după o perdea în casa ce era peste drum de noi. Stătea la geam și privea casa noastră. Nu cred că și-a dat seama că am văzut-o. Casa încă nu era locuită și mi-a atras atenția pentru că mi s-a părut ciudat. Așa că i-am trimis mesaj mamei mele pentru că ea avea numărul de telefon de la cei de la pază, ca să poate să îi anunțe. După m-am dus în treaba mea, dar ceva, ceva nu era ca și înainte. Mie îmi plăcea să mă prim singur, dar de data aceasta ceva era diferit. Drumul părea foarte pustiu. Am ajuns la centrul comercial, dar nici aici nu prea era multă lume. Era gol să fiu mai precis, deși erau multe magazine deschise. Am observat că cineva mă urmărea, dar m-a liniștit atunci când am văzut că era vorba de o doamnă mai în vârstă. O doamnă mai în vârstă, îmbrăcată în culori închise, cu părul negru și foarte înaltă, mult mai înaltă ca mine, deși eu am 1,80 m. Am început să mă simt ciudat atunci când mi-am dat seama că merge la fel de tare ca și mine și mergea cam la 2 metri în spatele meu am ajuns la primul magazin deschis de pe culoarul acela, m-am oprit ca ea să mă poată depăși, dar s-a oprit și ea. În timp ce eu mă plimbam prin magazin, ea privea un spațiu gol, am ieșit și am început să merg din nou. Am ajuns în mijlocul centrului comercial, unde trebuia să mă văd cu prietenul meu, George, doar că eu am ajuns puțin mai repede ca el. I-am trimis un mesaj și l-am rugat să se grăbească că este o femeie ce mă urmărește, iar centrul comercial este aproape gol. Mi-a răspuns și mi-a spus să îl aștept la ieșire la a doua ușă din spate. Dar, sincer să fiu, mi-era mai frică să merg în acea parte, pentru că era mult mai pustiu ca și aici, măcar aici erau mai multe magazine deschise în jur. Într-un geam din fața mea am putut să o văd pe doamna ce mă urmărea. Era exact deasupra mea, dar la un etaj mai sus. Mă priveam, dar nu am făcut nicio mișcare. Nu am vrut să creadă că eu am văzut-o. Atunci am mai trimis un mesaj cât am putut eu de discret. Te rog, grăbește-te, sunt tot aici. Am văzut, prin geam, cum femeia verifica ceva din mâna ei. Era un telefon. La naiba m-am gândit atunci. Toate semnalele de alarmă ce le-am ignorat până atunci s-au declanșat în capul meu și m-au trezit la realitate ca un duș cu apă rece. Mi-am dat întâlnire cu cineva necunoscut, pe care l-am văzut doar în două poze și cel mai evident, de nu mi-am dat seama atunci, a fost că mi-a spus că nu cunoaște centrul comercial și acum mi-a zis să îl aștept la ieșirea din spate la a doua ușă, la o ieșire anume, nu la orice ieșire. I-am scris din nou, i-am zis că mă simt mai bine, și chiar mă simt prost pentru că m-am speriat, nu știu ce am fost cu mintea mea. Și că o să mă duc să îl aștept la ieșirea din spate unde a zis el. M-am îndreptat încet către culoar, dar când am ajuns pe culoar, am luat-o cât am putut de tare la fugă. Către ieșirea principală, din noroc în față se afla un taxi. M-am urcat în el și am spus să mă duc acasă. Când am intrat pe strada mea, ne-a întâmpinat paza și mi-au zis că era cineva acolo și atunci când am ieșit m-a urmărit pe mine. Dar a reușit să fugă și nu l-a prins, dar totuși au reușit să-l vadă. Era un bărbat înalt cam la vreo 50 de ani, ce purta haine negre de femeie și avea și o perucă de culoare neagră lungă. Era doamna, doamna ce m-a urmărit pe mine. Singura mea reacție atunci a fost să intru pe Facebook să verific profilul lui George, dar nu mai era.